Românii vor trebui să plătească prețul unei consultații la medicul de familie sau medicul specialist. Din ce în ce numai în continuu ne scoate datori și tot să plătim, să plătim. Dar cât și cum să plătim, nu știu de unde să scoatem bani. 40 de lei pentru o consultație, o rețetă sau o trimitere. Vreau să consultați-o leacă, că... Eu m-am enervat la faza asta, o să zic ce-i de zis și de la ce m-am luat, dar sincer, este incredibil. Medicii de familie și medicii specialiști din ambulatoriu sunt extrem de nemulțumiți pentru că suma primită de un medic specialist dintr-o consultație decontată prin CNAS va scădea de la 30 de lei cât e acum la 20 de lei. Iar pentru medicii de familie trebuie menționat faptul că suma pe care o primesc lunar de la CNAS în baza serviciilor medicale facturate nu reprezintă salariul medicului, ci venitul total al cabinetului, din care se scad impozitele și cheltuielile totale ale cabinetului. Am nevoie ca de aer și de medicul de familie și de specialist. Și da, venitul depinde de câți pacienți sunt înregistrați la medicul de familie respectiv și câte consultații dă acesta. Medicii nu sunt neapărat nemulțumiți că primesc acum bani puțini, ci că vor primi și mai puțin pe viitor. Astfel, uite așa arată sumele decontate pentru cabinete. Să tai de altundeva, numai de la medici, nu. Deci e clar că vor primi mai puțin bani. Așa că soluția este să taxeze consultațiile cu aia 40 de lei de care v-am zis sau mai mult, pentru că medicii din ambulatoriile de specialitate și medicii de familie au anunțat că nu vor mai încheia acte adiționale cu cei de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate. E, uite, de-aia m-am enervat eu. Fiindcă muncesc în țara asta și plătesc taxe, sunt alții care muncesc poate și mai mult sau de și mai mult timp. Și acum, ce facem? Plătim de două ori? După ce stăm pe la cost pentru o trimitere, că ba nu merge sistemul, ba nu e doctorul, ba nu se respectă programările? Eu cred că e o glumă proastă, cu tot respectul pentru medicii, cărora le înțelegem tot supărările. Nu este decât o altă bătaie de joc, atât la adresa lor, cât și la adresa oamenilor bolnavi din țara asta.